intenția de a vă scoate puțin din atmosfera specific simbolistă în care sau de care ne-am lăsat pătrunși într-o oră anterioară, mi-am propus astăzi, tot în scopul aplicării celor sau noțiunilor teoretice definite în abordările pe care colegele mele le-au făcut anterior, să punem în evidență semnificațiile unui text ce ilustrează o prelungire a modernismului românesc într-o atitudine de frondă pe care, iată, o definește printr-unul dintre reprezentanții săi. Textul pe care îl aveți în față este vorba despre un text al lui Ilarie Voronca. O abordare, cred eu, ceva mai dificilă decât cea a textului bacovian, dar de care sper, în cele din urmă, să vă simțiți un pic mai aproape, să vă devină ceva mai familiară. Vom începe, ca de obicei, prin a citi textul, prin a vedea ce ne transmite el la nivelul primei lecturi. În față aveți doar un fragment dintr-o creație mult mai amplă, dar care devine sugestiv pentru ceea ce textul dorește să ne transmită la nivel tematic, la nivelul elementelor de structură specifice unui astfel de text și haideți mai exact să vedem despre ce este vorba. Acum, strada te primește ca o cutie de poștă. Obișnuința e pe umerii tăi ca o cămașă uzată. Strada e aici, la picioarele tale, precum câinele credincios. Aerul stă pe acoperișuri ca un preș. Tu ești o scrisoare în strada cutie de poștă. Destinul tău e acolo distribuitor mecanic. El te va duce la destinația pe meningea ta scrisă. Desigur, tu mergi pe sub casele cu șorțuri ca brutărese, dar altcineva întoarce arcul din pupilele tale. Zgomote îți ling tâmplele, arterele, vânzătoarea țintind de gazeta de dimineață. O, gazeta, ce dantelă pentru melancolia ta! Lindbergh a aruncat un curcubeu între America și Europa. Un profesor de strategie i-a asasinat în expresul Paris-Marsilia. Poezia lui Ilarie Voronca se intitulează Ulise. Socotiți că sensurile poeziei vi se încifrează, ar fi necesară și o relectură? Cu siguranță, da. Rog pe unul dintre voi să mai citească o dată. Cine dorește? Haideți! Citești? Bine, nu? Poți? Ana? Acum strada te primește ca o cutie de poștă, obișnuința e pe umerii tăi ca o cămașă uzată. Strada e aici la picioarele tale, precum câinele credincios. Aerul stă pe acoperișuri ca un preș. Tu ești o scrisoare în strada cutie de poștă. Destinul tău e acolo, distribuitor mecanic. El te va duce la destinația pe meningea ta scrisă. Meningea ta scrisă. Desigur, tu mergi pe sub casele cu șorțuri ca brutărese, dar altcineva întoarce arcul din pupilele tale, zgomotezi din tâmpele, arterele, vânzătoarea țintine gazeta de dimineață. O, gazeta, ce dantelă pentru melancolia ta! Lindbergh a aruncat un curcubeu între America și Europa, un profesor de strategie i-a asasinat în expresul Paris-Marsilia. Ilarie Voronca, Ulise. Până la încercare bună, să-i descifrăm textului semnificațiile. Pornesc de la ideea că el devine expresia atitudinii de frondă, de împotrivire a spiritului creatorului față de tot ceea ce înseamnă convenție în literatura română. Haideți să vedem care sunt aceste elemente pe care le-ați putea identifica în structura textului poetic, fie și numai, la o primă lectură, care pun în evidență atitudinea de împotrivire
a spiritului creator în față de tot ceea ce a însemnat convenție, tradiție în arta românească. Ce observăm? Doar citind textul, la nivel formal. Ana, un element. Personificările. Mulțimea personificărilor. Ai senzația că sunt foarte multe figuri de stil? Da. O să mai revenim asupra acestei idei. Altceva, Silvia? Versurile. Bun, toate versurile încep cu inițială mică. Bun, altceva. Deci nu folosește niciodată inițiala majusculă. Niciodată inițiala majusculă, mai mult decât atât. Zi, George. Tare, că n-aud. Folosește semne de punctuație. Nu folosește niciun semn de punctuație, dar aș nota totuși între paranteze că undeva găsim un singur semn de punctuație care va dobândi în text o valoare stilistică aparte, sugestii aparte. O să discutăm și despre asta un pic mai târziu. Da, Corina? Lipsește rima în totalitate. Versurile nu au rimă și, pe de altă parte, observ că și organizarea versurilor atrage atenția prin faptul că acestea nu se distribuie în strofe. Bun, nu se distribuie în strofe. Ia, mai uitați-vă puțin, încă priviți textul și vedeți ce mai observați. Că dacă nu folosește inițiala majusculă la începutul versurilor, pe de altă parte, el sfidează și ce? Regulile, normele ortografice de punctuație, da? Nu respectă niciun fel de normă. Observăm că America, Europa, Paris, Marsilia sunt scrise cu inițială mică. Bun, adică altfel spus, sfidează. Se împotrivește oricărei norme, oricărei convenții. Oare de ce? Se împotrivește spiritul avangardist al lui Ilarie Voronca, ce și începuse activitatea sub semnul simbolismului, pe care însă în scurtă vreme avea să-l părăsească. Ziceam, oare de ce se împotrivește spiritul avangardistului față de tot ceea ce înseamnă convenție în poezie? Raportați această împotrivire față de convenție la ceea ce intenționează creatorul să ne transmită la nivelul semnificației textului poetic. Curge ideea altfel? Ce pare el să ne transmită? Care-i mesajul creatorului? Eliberează ideea de constrângeri. Constrângeri de ordin formal. O lasă să curgă, scuzați, cacofonia așa a ieșit, să curgă firesc, fără să o îngrădească în convenții de ordin formal. Bun, dar care este până la urmă ideea pe care ne-o transmite textul? În acest scop, desigur, pentru că ea este mai greu de identificat, v-aș întoarce privirea asupra câtorva dintre structurile textului poetic. Strada este imaginată de, sau haideți să pornim de fapt altfel. Mi-aș mai pune întrebarea, până la a vedea care, în ce stă semnificația prezenței acestei imagini a străzii, și dacă vorbesc despre stradă, acoperișuri și așa mai departe, înseamnă că și la nivelul tematicii poezia își lărgește sfera, pentru că acum găsim prezentă, predominant în text, orientarea spre urban, spre spațiul citadin, zicea și Ana, zice și Silvia. Bun, revenind la ceea ce doream să vă întreb. Mărci lexicogramaticale ale prezenței eului liric în text identificăm în structura poeziei? Strada te primește, obișnuința e pe umerii tăi, strada e la picioarele tale, bun. Dacă persoana întâi singular, am spune că lipsește, identificăm totuși mărci ale, Corina? Ale persoanei a doua singular. Bun. În structuri precum, hai să auzim, Robert. Tu ești o scrisoare. Tu ești o scrisoare. Altele, Oana? Destinul tău. Destinul tău, Andrei? Umerii tăi, Ana? Tu mergi, Corina? Te va duce. Alexandra? Pupilele tale, deci forme
pronominale în principiu și adjectivale de persoana, și chiar verbale de persoana a doua. Întrebarea mea se orientează însă acum spre un alt scop. Cine este acest tu? În ce ipostază credeți că se definește în text prezența eu-ului liric? Altfel zis, e un tu cu adresă directă? Concretizează imaginea eu-ului poetic? Cine este acest tu? Robert? Este un tu general. Un tu general, l-am numit noi un tu cu valoare impersonală. Un tu cu valoare impersonală. Oare de ce? Sau de ce gândiți că autorul grupează semnificațiile textului poetic în jurul prezenței acestui tu cu valoare impersonală? Care credeți că este intenția creatorului? Zi, Silvia. Adică fiecare cititor să se regăsească în acest... Cititorul să se regăsească. Sau poate pentru că intenția autorului este aceea de a generaliza. Și generalizând, sugerează că, de fapt, în acest tu cu valoare impersonală, întruchipează prezența cui? Ați zis voi, fiecare cititor generalizează, zice Alexandra, adică regăsim în imaginea lui... În general, omul. În general, omul. Îl pune în relație cu o lume. Caracterizată, haideți să vedem, de ce imagini artistice. Selectați câteva imagini artistice ce definesc universul la care eu-ul poetic, în ipostaza aceasta a omului, definit în general, se raportează. Am vorbit despre, Ana? Strada ca o cutie de poștă. Altceva? Oana? Obișnuința ca o cămașă uzată. Da? Alte imagini? Alexandra? Strada precum câinele credincios, care se așează la picioarele tale. Da? Mai sunt și alte imagini asupra cărora ne-am putea opri atenția? Pentru moment, zicem atât. Da? Bun. Pentru moment, zicem atât. Mă întorc asupra unei imagini despre care am putea spune chiar că dobândește valoare de leitmotiv în text. Respectiv, strada ca o cutie de poștă. Dacă ar fi, până la urmă, hai să vă mai întreb ceva. Strada, cutie de poștă, obișnuința cămașă uzată, strada ca un câine credincios, analizăm puțin registrele stilistice, din sfera cărora autorul își selectează cuvintele. Ce mi-ați spune? De unde le selectează? Din ce registru stilistic? Predominant. Zi, Robert. Din registrul stilistic uzual. Uzual, altfel spus, limbaj standard, da? Un limbaj coborât aproape în stradă, da? Precum casa sau câinele la strada, la picioarele tale. Bun. Dar dobândește cuvântul sensuri denotative sau conotative? Gândiți că e strada pe care merge ca o cutie, că e strada ca o cutie de poștă, structură în interiorul căreia cuvintele au sens denotativ sau conotativ? Ce ziceți? Poate că și, veți spune voi, și denotativ, dar și conotativ, în comparația pe care autorul o face cu a străzi cu o cutie de poștă. Bun. Haideți să-i luăm elementele pe rând, să fragmentăm un pic structura. Strada, o asociați cărei idei? Bun, o legați, ziceați mai devreme, de spațiul citadin. Pe de altă parte, în interiorul acestui spațiu? Bun, mai dus foarte departe. O asociez imaginii, să-i spunem, drumului călătoriei, unei călătorii. Bun. Strada se asociază imaginii călătoriei. Dar ea este văzută ca o cutie de poștă. Omul însuși este o scrisoare
în strada cutie de poștă. Și ziceam să revenim asupra elementelor structurii. Ce vă sugerează, spre deosebire de stradă, drum pe care mergi, pe care călătorești, să spunem, ce vă sugerează cutia de poștă? Alexandra? O destinație, da. Altceva, Corina? O îngrădire a libertății. O îngrădire, spațiul limii? Spațiul limitat. Iar omul în această stradă cutie de poștă, în limitarea ei, omul este o scrisoare. Bun. Cu o destinație, zicea Alexandra, drumul, zicea Silvia, ar putea să fie drumul pe care merge omul zilnic, adică drum al vieții, dar strada se definește ca spațiu limitat, fără ieșire. Bun. Iar omul ce-i acolo? O scrisoare. Cine pune scrisoarea? Care este destinația? Andrei? Destinul pune scrisoarea. Probabil că destinul face ca scrisoarea să ajungă în cutia, strada cutie de poștă. Întrebă de ce Andrei se gândește că destinul pare să fie mâna ce așează sau dă drumul scrisorii în strada cutie de poștă, ce anume în textul poeziei mă conduce spre o astfel de idee. Haideți să vedem. Ceilalți n-au, nu se gândesc la nicio imagine care s-ar putea asocia cu această idee? Zi, Alexandra. Destinul tău e acolo, distribuitor mecanic. Bun, aș zăbovi puțin și asupra acestei imagini. Ce vă atrage atenția în sintagma astfel definită? Destinul? Cum este el văzut? Reprezentat metaforic ca un? Ca un mecanism. Ca un mecanism care acționează, să spunem, fără abateri. De la care nu te poți sustrage, abate, adică ineluctabil, inevitabil. Bun. Destinația? Pe meningea ta scrisă. O altă structură care mă poate conduce spre aceeași idee. Omul este scrisoarea pusă în cutia, strada cutie de poștă, de mâna nevăzută a unui destin. Putem găsi în text și alte structuri similare care să conducă spre aceeași idee? Siana? Altcineva întoarce arcul din pupilele tale. Adică altfel spus, de ce din pupile? Pentru că pupilele ar putea să devină sugestia cui? Ochii. Cunoașterii. A modului, a viziunii asupra vieții, zice Robert. A modului în care pot privi în jurul meu. Da? Ca om pot privi în jurul meu. Adică altfel spus, pot cunoaște. Cât pot cunoaște? Din această lume care, care se dezvăluie privirii, cât pot cunoaște? Mi-o spune textul. La asta mă refer. Robert? Doar o anumită parte este. Doar limitată. Cunoașterea devine sau este limitată. De ce? Pentru că altcineva întoarce arcul din pupilele mele. Două probleme în consecință esențiale s-ar defini în text în această relație a eu-ului liric, în ipostaza omului, numit prin acel tu impersonal, cu lumea din afara lui. Una vizează strada cutie de poștă în care omul este o scrisoare, adică ce problemă s-ar defini în acest context? Limitarea în spațiu. Sau limitarea cui? Scuze. Omului în? Cine îi limitează? Limitarea cui? Existenței umane. În timp și? Spațiu. Bun. Limitarea vieții omului, cu alte cuvinte, problema destinului uman, da? Ce îi limitează existența în raport cu timpul care se scurge ineluctabil și, pe de altă parte, problema, ziceați voi, limitării în cunoaștere. Deci problema cunoașterii limitate, de asemenea, pentru omul ce trăiește în spațiul închis al propriei, în cochilia propriei existențe. Bun. Călătorim pe drumul, pe strada,
cutie de poștă. Omul pare să cunoască, haideți să vedem esența sau să încerce să cunoască esența propriei existențe, propriului destin. Care ar fi structurile care mi-ar vorbi despre esența acestui destin al omului? El îl caracterizează, încearcă să-l cunoască și îl caracterizează. Strada te primește cum? Ca o cutie de poștă. Și? Obișnuința. Și acolo găsești obișnuința, ce stă pe umerii tăi ca o cămașă uzată. Ba, ea se întinde la picioarele tale precum un câine credincios. Tu mergi pe lângă case ca cu șorțuri ca brutăresele, în fiecare zi, pe aceeași stradă cutie de poștă, obișnuința așezându-se pe umerii tăi ca o cămașă uzată. Despre ce sau spre ce semnificații primiți structurile selectate din text în raport cu ceea ce ziceam mai devreme, destinul uman pe care, iată, omul încearcă să-l cunoască și să și-l definească, a cărui esență încearcă să o definească. Alexandra? Monotonia existenței în limitele pe care, despre care vorbeam mai devreme, sugerată de prezența, haideți să vedem căror imagini artistice, căror figuri de stil, dacă ele există. Dacă ele există. Și există? Există. O să vedem. Bun, hai să vedem. Ce structuri îmi sugerează ideea monotoniei existenței? Prin ce figuri de stil este nuanțată această idee? Zi, George! Melancolia ta, bun, n-am ajuns până acolo, dar e bine, e bună și această structură. Corina? Din comparația din al doilea vers. Comparația? Din al doilea vers. Din al doilea vers, adică? Obișnuința ca o cămașă uzată. Bun, altceva, comparația din al doilea vers. Mai sunt și altele? Strada ca un câine? Credincios și destinul distribuitor mecanic. Bun. Să ajungem și pe unde ne dusese George. Considerați că omul, în drumul pe care îl face, poate fi scos din monotonia sau crede că poate să iasă din monotonia propriei existențe? În textul poeziei, ziceam mai devreme, găsim o singură exclamație, marcată prin de prezența unui semn de punctuație. O gazeta. Pare să fie, dacă vreți, elementul sau factorul care scoate omul din monotonie. Și în fața căruia, extaziat, uimit sau, eu știu, haide să vedem dacă trăiește și alte sentimente, eu liric exclamă. O gazeta. Ce sentiment ar mai putea sugera această exclamație retorică? O gazeta. O dantelă pentru melancolia ta. Ana? Surpriza descoperirii. Deci surpriza descoperirii. Poate fi și asta, sau e primul impuls, un alt sentiment. Eu zic că nu e doar uimire, ci pare să fie mai mult decât atât. Silvana? Cum? Poate că și fericit, extaziat în fața acestei descoperiri, pe de altă parte însă, ia uitați-vă, ce este gazeta? Doar o dantelă pentru melancolia ta. Altfel spus, resemnare. E resemnare. Bun. Și dacă este resemnare, vă întreb, credeți că gazeta, posibil factor perturbator al monotoniei existenței euului liric, conduce spre această ieșire din limite? Este element de, să spunem, diversitate în viața omului? Îl scoate din monotonia ce apasă pe umerii lui ca o cămașă uzată? Da sau nu? De ce nu? Sau de ce tragem concluzia că nu? Gazeta ar putea să fie de asemenea, de unde vine gazeta? Este elementul care face doar legătura între lumea euului liric și ceea ce vine din afară, din exterior. Bun. Și ce-i aduce
Ce-i dezvăluie? Destinul celorlalți, iremediabil căzut. Se întâmplă ceva? E doar o dantelă ce pare să coloreze ușor, să spunem, melancolia eului liric, accentuând mai degrabă această stare în care cade, decât scoțându-l din ea. Dar iată, faptul divers nu-i dezvăluie decât aceeași lunecare spre inevitabilă lunecare, fie și prin accident, spre sfârșit, spre moarte. În esență, în monotonia existenței omului, nu se întâmplă nimic. Se mai aude doar că unul ar fi trasat un curcubeu între America și Europa, e vorba despre un pilot, celălalt, profesor de strategie, a fost asasinat în expresul Paris-Marsilia. Adică nu s-a întâmplat, în esență, nimic. Din limitele propriei existențe, omul nu poate să iasă. Care ar fi în consecință tema fundamentală a acestei poezii? Sau, și mai bine, limitarea existenței, sau și mai bine, esența destinului uman, condiției umane, limitate în timp și în spațiu, din limitele căreia omul nu poate să iasă. Și pe de altă parte, asociate acestei teme a destinului, problema cu cunoașterii și ea limitată ca și viața omului. Poezia lui Voronca se intitulează Ulise, aparent surprinzător și fără legătură. Este de asemenea o trăsătură a poeziei avangardiste, această, să spunem, sfidare sau ieșire din limitele sau controlul logicii și al conștiinței. Dar până la urmă, ca cititor, haideți să vedem dacă putem stabili o relație între semnificațiile textului și titlul poeziei. Se știe că titlul poeziei, în principiu, are legătură cu semnificațiile textului. Mai mult decât atât, le anticipează, le sintetizează. Și ca să putem să vedem de ce autorul a ales să-și intituleze poezia Ulise, hai să vedem măcar atât, sintetizând, ce putem spune despre, sau ce știm, ce ne amintim despre eroul mitologic, Ulise. Ana? Este un personaj mitologic care face o călătorie de... Obligat la un moment dat să facă o călătorie în drumul de întoarcere după război, de întoarcere spre casă, dar de, în care... Din care nu reușește să iasă, atenție la conjunctivul lui a ieși, este să iasă, dar indicativul prezent iese. Vă mai spuneam, verbele care la indicativ prezent, persoana a treia se termină în e, la conjunctiv se termină în ă. Și invers, cele care la indicativ prezent se termină în ă, a se vedea cântă, la conjunctiv se termină în e, să cânte, da? Bun, iese să iasă, bun, din care nu poate să iasă, sau mai precis, o călătorie lungă, plină de primejdii, părând să nu mai poată ajunge la destinație. Bun, haideți să legăm, să raportăm titlul poeziei la semnificațiile textului. Ce din viața lui Ulise s-ar lega de, sau din valoarea simbolică pe care numele personajului o dobândește în text, s-ar lega de semnificațiile acestui text? Ziuana. Călătoria. Călătoria. Și pentru eul poetic, viața pare să fie o lungă călătorie marcată de monotonie și eventual imprevizibilă. Bun. Oprim deocamdată discuțiile pe marginea semnificațiilor textului. Vi se mai par la fel de încifrate? Bun. Atunci înseamnă că putem să abordăm cerințele. Notează câte un antonim, atenție să citiți cu multă grijă cerința, să nu fiți obișnuiți cu a da sinonim pentru și să tratați greșit cerința, pentru că atunci mergem la depunctare. Notează câte un antonim pentru cuvintele uzată și credincios. Uzată? Andrei? Intactă, poți să zici așa, dar hai să vedem și alte soluții. Adrian? Nefolosită. Nefolosită. Alexandra? Nouă. Bun. Și pentru...
credincios, câinele credincios. Adrian? Neascultător. Neascultător sau? Neloial. Neloial, da. Alexandra? Infidel. Deci neloial, până la urmă. Iar putea fi strada infidelă omului? Nu, căci ea este mereu credincioasă, îl primește în același drum simbolic pe care îl face în fiecare zi, marcându-i monoton sau în mod, eu știu, obișnuit, existența. Precizează rolul semnului exclamării din sintagma o gazeta, la nivelul celor două puncte pe care văd că le precizează cerința, semnul exclamării va trebui explicat ca semn de punctuație. Pot implica însă și valențele stilistice ale acestui semn de punctuație. Haideți să vedem ce marchează el în structura pe care o avem în față. Am zis, este singurul semn de punctuație utilizat în text. Spune, Corina. Prezența unei interjecții. Marchează prezența unei interjecții și care dobândește valoare stilistică de? Exclamație retorică. Ce reușește ea să ne transmită la nivelul stării intelectuale a unui liric, o să vedem puțin mai încolo, pentru că, după câte știu eu, mi se cere și un comentariu. Bun. Sunt și alte valori pe care semnul exclamării l-ar putea avea în alte împrejurări, să spunem. Iată, marchează intonația specifică unui enunț exclamativ. Ce ar mai putea marca? Prezența? Interjecția zis, a verbelor la imperativ, cu alte cuvinte, formula de adresare directă, nota de profund subiectivism a textului liric, da? În cazul în care textul este liric. Participarea afectivă a autorului, accentul în sentimentele exprimate de acesta, adresarea directă, interjecția, exclamația retorică, marca subiectivității. Mergem și mai departe. Transcrie două versi, pardon, m-am dus prea departe, exemplifică două locuțiuni sau expresii care conțin verbul aduce, productiv în limba română la nivelul frazeologic acest aduce. Hai să vedem ce putem descoperi. Zi, Andrei? Aduce cu zăhărelul. Aduce cu zăhărelul. Cel puțin pentru această semnificație mai găsim cel puțin două expresii. Ia gândiți-vă. Aduce cu zăhărelul. Aduce de nas. Aduce de nas. Ați mai zis? Aduce cu? Preșul. Cu preșul. Aduce cu preșul. Bun. Sau, dacă ați mai găsit și alte expresii, Oana? Aduce dorul. Mai sunt și altele? Se duce pe apa. A, se duce pe apa sâmbetei, dacă acceptăm și forma reflexivă. Bun. Merg și mai departe. Transcrie două versuri sau fragmente de vers în care apar detalii percepute subiectiv ale orașului. Evident că ele sunt percepute subiectiv, prin filtrul sufletului celui care scrie și care le conferă valoare stilistică de metaforă. Hai să vedem două structuri care pun în evidență, și nu doar metaforă, ziceați voi mai devreme, că se utilizează și alte figuri de stil. Deci structuri, percepții subiective ale imaginii orașului. Explicit, nu toate ne duc chiar spre imaginea orașului, dar cel puțin două, trei conduc spre această imagine percepută subiectiv. Alexandra, vrusese și să spui ceva? Casele cu șorțuri ca brutărese, da? Altceva? Hai să ne ducem puțin spre începutul textului poetic. Ana? Strada ca o cutie de poștă și tot acolo, de asemenea, strada, cutie de poștă, da? Poate chiar și gazeta de dimineață, dar aceasta se asociază imaginii orașului, așa că mergem mai departe. Interpretează efectul expresiv al folosirii pronumelui tu în textul dat. Iată un lucru despre care am vorbit și puțin mai devreme. Hai să vedem cum ați sintetiza această idee. Deci, efectul expresiv, valoarea stilistică, să spunem, sau semnificația pe care o are, modul particular în care pronumele tu
este utilizat în textul dat. Întâi și întâi, care e precizarea pe care o facem? El devine marca prezenței eului liric în text, marca subiectivității. Bun. Altceva. Punem în evidență ideea că acest tu este un tu cu valoare impersonală și folosirea lui este făcută cu intenția de a generaliza, identificând sau, da, ipostaza euului liric ca definită în prezența omului în general. Da? Bun. Merg și mai departe. Explică semnificația unei comparații din primele patru versuri. O comparație din primele patru versuri. Mai întâi să vedem care sunt comparațiile pe care le putem găsi aici. Există comparații? Hai să vedem. Hai, ieșiți un pic din monotonie. Adriana, ai găsit vreuna? Strada ca o cutie de poștă. Strada ca o cutie de poștă, George? Aerul ca un creș, da. Altele? Silvana? Obișnuința ca o cămașă uzată. Bun, dintre comparațiile, mai sunt și altele? Flavia? Strada precum câinele credincios, da? Nu uităm că o comparație este extrasă din text sau se extrage din text cu toți cei trei termeni ai săi. Da? Elementul care se compară, cel cu care se compară și respectiv termenul comparant. Bun. Ce ați selecta pentru a evidenția semnificația? În termenii cei mai simpli cu putință, Robert? Bun, ce ți-ar sugera? Deci cum ai explica semnificația acestei comparații? Autorul utilizează comparația pentru a sugera ideea limitării existenței umane prin spațiul închis al cutiei de poștă. Da? Alte comparații pe care le-ați alege și sugestii pe care acestea le-ar implica? Flavia? Obișnuința ca o cămașă uzată, comparația, spune Flavia. Că, da, că viața. Pentru că atributul ei este obișnuința, monotonia, sigur. Evidențiază monotonia existenței comparată cu o cămașă uzată. Bun. Mai dorește cineva să explice o altă comparație? Nu? Precum câinele credincios evidențiază aceeași imagine a monotoniei și repetabilității existenței. Mergem și mai departe. Prezintă semnificația titlului în raport cu textul citat. Spuneam mai devreme că el se asociază imaginii călătoriei, da? Punând sau definind valoarea simbolică a personajului mitologic în text, sau valoarea de simbol pe care o dobândește personajul mitologic în textul poeziei sau asociat cu semnificațiile textului poetic. Eu i-am dat și o formă, dar mă voi rezuma la a voi evidenția o altă imagine, poate aceea a comentariului din final. Până atunci însă, haideți să vedem prin evidențierea două trăsături prezente în textul poetic, încadrați sau ce anume încadrează poezia în mișcarea de avangardă. O trăsătură, Alexandra? N-am auzit nici eu. Bun, sfidarea chiar, am zice, a normelor, a regulilor, prin, ziceam, acelor normelor ortografice, ortoepice de punctuație. Da? Altceva, Robert? Versul liber. Adoptarea versului liber, mișloace de eliberare a ideii poetice de constrângeri de ordin formal. Da? Bun. Și în sfârșit comentează în 6-10 rânduri ultimele 6 versuri prin evidențierea relației dintre ideea poetică, evident, și mijloacele artistice folosite de poet. Limbajul, veți observa, și am spus ceva mai devreme, se metaforizează în spiritul modernismului. Termenii sunt selectați cei mai mulți din registrul uzual, limbajului standard,
Bun. Uneori se asociază și cu termeni din registrul neologic. Tuturor însă autorul le conferă sens, le dă sens conotativ și structurile dobândesc de cele mai multe ori valoare metaforică. Haideți să vedem șase versuri, adică de aici, altcineva întoarce arcul din pupilele tale, zgomote îți ling tâmplele, arterele, vânzătoarea ți închide gazeta de dimineață și ea se dovedește a fi doar o dantelă pentru melancolia ta. Ideea fundamentală a textului, a fragmentului pe care ați scoat-o în evidență. Nuanțată de? Exclamația retorică. Sentimentul? De melancolie, de tristețe gravă, în care sufletul eului vinic se cufundă. Ziceai, Silvia, mai devreme, de resemnare în fața unui destin din limitele căruia nu poate să iasă. Am dat eu acestei cerințe și o formă. În opinia mea, deci, ultimele șase versuri sintetizează semnificațiile întregului text poetic și dau expresie unui profund sentiment de tristețe pe care euul liric, în ipostaza omului confruntat cu limitele propriului destin, le trăiește, conștientizând că altcineva întoarce arcul din pupilele tale. Ideea esențială pe care versurile o transmit este aceea a implacabilei forțe a destinului asupra omului, ca și a monotoniei existenței umane. Exclamația retorică, marca a subiectivității, singura marcată de prezența unui semn de punctuație, devine expresia sentimentului euului poetic, tristețe, disperare, neputință. Gazeta, simbolul relației omului cu lumea din afară, așa cum ziceam mai devreme, se dovedește a fi doar o modalitate de accentuare a stării interioare a euului poetic, iluzoriu un mijloc de a-l scoate din monotonie, caracterizată metaforic drept dantelă pentru melancolia ta. V-aș întreba, pentru că mi s-a ivit ocazia, de ce am folosit aici linia de pauză? Pentru a separa poziția de restul enunțului. Vă mulțumesc pentru colaborare în acest moment și aș vrea să vă precizez care este tema voastră pentru întâlnirea noastră următoare, cu toate că ea va fi de alminter publicată și pe site. Pentru prima variantă, deci o primă temă, varianta 18 de la subiectul 1, varianta 14 pentru textul argumentativ, și eseul pe care îl veți găsi la reperul 87 din programă, variante și autori. Prezentarea programei, variante și autori, ziceam, ne trimite la site dacă nu revenim asupra ei. E vorba despre elemente de compoziție și de limbaj într-un text poetic aparținând simbolismului. Și cea de-a doua temă, varianta 11 pentru subiectul 1. 11 și pentru textul argumentativ. Și pentru eseu, varianta 95 din reperul programă, texte și variante și autori. Vă mulțumesc și vă doresc spor la lucru!